modificarea structurii guvernului care vine în Parlament, în fața Parlamentului, pentru a obține 235 de voturi, cred, acum, pentru că avem, din păcate, un coleg care a decedat, pentru a da un vot pe noua structură a guvernului. Așa vedem noi. Sigur, asta nu înseamnă, cum greșit a fost spus, că tot guvernul intră în vot. Nu mai intră toți miniștrii în proceduri, comisii, audieri. Vorbim de modificarea structurii guvernului cu încă un minister, cu portofoliu clar stabilit. Acel ministru desemnat va merge în comisiile de specialitate pentru audieri și modificarea structurii guvernului apoi votată prin vot secret în camerele reunite ale Parlamentului. Aceasta este procedura.